Strada pe care se intră în orașul Urlați va fi cea mai modernă din localitate, cel puțin așa susține primarul orașului Marian Măchițescu. Vorbim despre strada 1 Mai, pe care se fac acum ultimele racorduri la noua rețea de apă. Suntem, cred că, pe ultima sută de metri cu rețelele de canalizare și de apă. Pe această stradă am avut foarte multe intervenții, începând cu rețeaua de gaz, rețeaua de canalizare, rețeaua de apă, deci toate rețelele sunt noi. Suntem în licitație pentru modernizarea acestei străzi. În aceste condiții, în aproximativ o lună de zile, vor începe lucrările de modernizare în zonă. Lucrarea de modernizare constă în trotuare, spații verzi și spațiul de rurale, calea de rurale cu cele două straturi de asfalt. Strada 1 Mai este în șantier de câțiva ani. Într-adevăr, în ultimii 3-4 ani de zile, această stradă a avut foarte multe intervenții cu toate cele patru rețele care de utilități care chiar erau necesare. Pentru că de intrare în oraș. Da, pentru că este cea mai circulată stradă din oraș, este strada de intrare în oraș și vreau să mulțumesc locuitorilor din această zonă pentru înțelegere și tuturor cetățenilor din Urlați, pentru că, într-adevăr, disconfortul a fost foarte mare în ultimii 2 ani de zile pe această stradă, dar vreau să-i anunț că o să fie cea mai modernă stradă din orașul Urlați. În proiectul de modernizare a străzii 1 Mai este inclusă și strada 30 Decembrie. Lucrările sunt programate să se finalizeze până la sfârșitul anului. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 3,7 milioane de lei.